Apropo de alegeri, și mă refer aici la cele prezidențiale, Nicolae Ciucă, actualul premier al României, actualul președinte al Partidului Național Liberal, al doilea partid din România, are șanse să ajungă, are profil de prezidențiabil în primul rând, are șanse să dea președintele României PNL la alegerile din 2024. Dacă ne uităm la afișa clasică a postului președintele care gestionează politica externă de securitate, sigur, pe zona de securitate, evident că are competențe concrete, directe, a fost șeful Marelui Stat Major, adică aici lucrurile sunt... Deci CV-ul recomandă, dar nu e, cum ar veni. Evident că nu e suficient ca să fii președinte, ai nevoie și un alt tip de autoritate care se construiește în timp. Având poziția de prim-ministru, poate să-și construiască acest tip de autoritate. Cel puțin în acest moment, dacă ne uităm la nivelul de încredere, este unul dintre principalii jucători, să spunem, într-o asemenea cursă prezidențială. Noi am mai făcut măsurători și pentru alegerile prezidențiale. Din păcate nu sunt destinate publicității, dar măcar putem să atingem așa subiectul. E un competitor serios din partea PNL, domnul Ciucă. În acest moment e, dacă până la apariția domnului Ciucă, cel mai serios competitor în sensul șanselor era domnul Boc, în acest moment domnul Ciucă e peste domnul Boc? În asemenea competiții, da. Există un alt nume în Partidul Național Liberal peste domnul Nicolae Ciucă? Nu există. Domnul Ciucă este, să spunem, cel mai popular lider politic din Partidul Național Liberal. Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, cel care menține Partidul Social Democrat, de atâta vreme în top. Așa cum vă spuneam, are profil de prezidențiabil? Rămâne de văzut cum va activa. Am văzut în ultimele luni un Marcel Ciolacu foarte activ pe teme sociale, celebrul program de compensare a efectelor crizei economice. Și l-a sigur, din postura de președinte al Camerei Deputaților. L-am văzut în Ucraina, alături de premier, și trebuie să ne mai gândim la un lucru. Cel puțin dacă se vor respecta toate înțelegerile, domnul Ciolacu va fi viitorul premier. Din această postură, repet, e o platformă extrem de generoasă care îți permite să-ți construiești un astfel de profil. Și dacă vei veni, să spunem, și pregătești acest moment cu atenție și ești pe un trend crescător, așa cum este domnul Ciolacu în prezent, orice este posibil. Se discută și despre varianta ca Laura Codruța Kövesi, fosta șefa ADN, să fie candidatul USR la prezidențiale. Înțeleg că sunt discuții, însă încă nu e convinsă. Nu știu dacă a întrebat-o cineva, probabil dacă ar întreba-o cineva, ar spune că nu și-ar dori așa ceva sau cine. Credeți că spune? Nu și-ar dori, nu știu, într-adevăr? Nu știu, chiar nu știu, dar cred că cel mai simplu și pentru dumneavoastră și pentru colegii din presă este la un moment dat să adresați această întrebare și, sigur, să obțineți și un răspuns. Doamna Kövesi, de la USR știm că se gândește. Da, doamna Kövesi, sigur, are în continuare un nivel ridicat de încredere. Am văzut și, și din măsurătorile noastre și din măsurătorile altor institute care au fost făcute chiar și publice, se situează destul de sus. Și sigur că venim și dintr-o poziție, aici sunt două personalități care vin din poziții internaționale care pot fi competitori redutabili. Una este doamna pe care ați amintit-o, doamna Kövesi, și celălalt este domnul Geoană, care de asemenea, exact, mai ales în acest context al războiului din Ucraina, venind din postura de secretar general al NATO, având o vizibilitate și o credibilitate uriașă, având și condemânare, o abilitate de a fi prezent, și îl vedem pe domnul Gioană foarte prezent inclusiv în spațiul public din România, și dânsul are un nivel de încredere foarte ridicat în acest moment și de asemenea. Dacă știm pe doamna Kövesi cam pe unde să o situăm, mă refer aici la partide, da? La USR, domnul Gioană, cam din partea cărui partid ar putea candida? Că înțelegem din că se pregătește PSD. Sau asta vedem. Nu poate candida decât din partea PSD. Chiar un lider PSD i-a invocat că nu, cred că domnul Grindeanu la un moment dat anunțase ceva public. Parcă, în sensul da. Că, sigur, poate fi o opțiune, dar în cazul PSD, sigur, pot fi mai multe opțiuni. L-ați amintit pe domnul Ciolacu. Doamna Firea poate ar fi o opțiune? Sigur, și dânsa, ei nu
ține și de sprijinul pe care l-ar obține din partea partidului. Aici, mă rog, lucrurile nu sunt foarte clare și cred că mai degrabă ar fi împinsă la o candidatură dacă ar exista sentimentul că nu prea sunt șanse de câștig. Dar în 2024, poate este pentru prima dată după anul 2000, deci după 25 de ani aproape, când PSD va avea o șansă reală, importantă, de a câștiga alegerile prezidențiale. Prin urmare, vor juca, cred că, foarte intens. De asemenea, mai există un scenariu pe care nu-l luăm în considerare, sau îl iau foarte puțin în considerare, dar pare că această guvernare PNL-PSD, cu domnul Ciucă președinte, nu cu domnul Câțu la PNL și domnul Ciolacu la PSD, funcționează foarte bine. Din această perspectivă, gândiți-vă la următorul scenariu în care domnul Ciolacu devine prim-ministru și ipoteza unui candidat comun, un tandem. În 2024, PNL-PSD... Domnul Ciucă președinte, domnul Ciolacu premier. Prim-ministru. Da. Sau invers. Eu știu, scenariile pot fi diverse. Și acesta este un scenariu care nu poate fi ignorat și care, evident, ar avea șanse importante. Asta nu... Dacă adunăm procentele celor două partide, bazinele celor două partide, sigur că se adună un scor important. Dar nu e o garanție de câștig. Mai trecut prin scenariul unui candidat susținut de două mari partide și, mă rog, lucrurile nu s-au concretizat conform așteptărilor. Deși în acest caz, dacă ar fi un candidat comun asumat din start, încă din primul tur, lucrurile ar arăta, cred, altfel. Dar analiștii susțin că va veni și o criză economică destul de dură și depinde foarte mult și cum va gestiona guvernul, PNL-PSD, vorbesc aici, această criză. Bineînțeles. Că până la urmă, 2024 va fi anul în care vom trage linie. Da, da, da. Gândiți-vă cât de intense sunt toate momentele de pe scena politică românească, din spațiul public românesc, în sensul în care noi nu știm ce se va întâmpla peste două luni. Acum jumătate de an ne imaginam că domnul Ciucă va fi președinte PNL și prim-ministru al României. Nu. Cred că nu ne imaginam. Domnul Ciucă era ministru apărării, ne imaginam că va veni un război care va schimba complet, pentru că și în acest context, domnul Ciucă, sigur, premier al României în vremuri de război, a crescut masiv în încrederea populației. Nu ne-am fi imaginat o astfel de situație. Da, poate să vină o criză economică care riscă să afecteze, să spunem, partidele aflate la guvernare, dar poate vor avea niște soluții extraordinare pe anumită zonă și vor câștiga încrederea. Poate în situații de criză oamenii vor dori stabilitate, nu vor mai dori instabilitate și atunci poate că vor prefera o platformă din aceasta largă, stânga-dreapta, care măcar să țină țara într-o stabilitate. Poate dimpotrivă, îi vor sancționa, așa cum au mai făcut-o românii în alte rânduri la vot, vor sancționa drastic partidele care au guvernat țara și vor da guvernarea pe mâna altui partid. Într-adevăr, nu sunt foarte multe alternative în opoziție. E un partid catalogat de observatori drept mai degrabă radical, extremist, AUR și există USR care nu pare deocamdată a avea resorturile de creștere. Dar, repet, nu știm ce se va întâmpla într-o situație de criză. Sau ce fel de criză economică? Vine o criză economică în care, eu știu, se taie salariile din nou. Nu putem să știm. Treaba asta cu apariția unui alt partid, cred că societatea românească e un pic mai, haide să spunem, monotonă și, mă rog, mai sceptică față de partide care explodează așa brusc. Da, pot fi partide noi care iau 10%, USR, vezi USR, partid nou care a luat 7%, vezi AUR, partid nou care a luat 9%, însă un partid nou, așa cum a fost mișcarea En Marche în Franța, la primul mandat al domnului Macron, care să vină și să câștige alegerile în România sub o platformă, nu, prevet, partid nou. Nu. Partide vechi care își schimbă numele, se rebranduiesc, nu se mai cheamă PSD, se cheamă Alianța Sau se mai cheamă țară, România poporul, și se cheamă altfel. Și așa, asta e o altă poveste, nu despre asta vorbim. Partid nou în România care să câștige alegeri, nu cred.